Ne bucurăm ca întotdeauna și răspundem prezent la orice activitate, mai ales cele caritabile, adică de întrajutorare, pentru că dacă pe noi, în ce ne privește sănătatea și nu numai, ne ajută Bunul Dumnezeu, am spus că întotdeauna răspundem prezent pentru orice astfel de eveniment. Să dea Dumnezeu să se facă bine!
pas, la 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 la. Eu asară unde am mas, la 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 la. Urgo trage la grăunță, și eu la mea mândruță, și eu la mea mândruță, dorule. Unde-i locul dorului, unde-i locul dorului, dorule? Am o casă pe un deal, la 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 la, ai la 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 la. În frumosul meu ardeal, la 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 la, ai la. Acolo-i măicuța pe dorule și mă așteaptă singure, la 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 la, ai la. De la multe moscosie, la-la-la-la-la-la-la. De la două nu mă poate, dorule. De la bol și de la moarte, la-la-la-la-la-la. Dacă am purtat-or pe mult, la-la-la-la-la-la-la. Viața mamă o știu, la-la-la-la-la-la-la-la-la. O știu, dar nu mi-o spus, dorule, și-o făcut cruce pascus, la-la-la-la-la-la. Nu-mi atâta viața-i viață, la-la-la-la-la-la-la. Când îți știi părinți acasă, la-la-la-la-la-la-la-la. Nu-mi atâta viața-i dulce, dorule, când ai la cine te duce, la-la-la-la-la. Dacă ai cui da bineță, dorule, ești copil și la bătrâneță, la-la-la-la-la-la.
Dragii mei prieteni de jene, vorba lui Sava Negreanu, mi-a fost foame să mă mai întâlnesc cu dumneavoastră. Să dea Dumnezeu să fie de bun augur motivația pentru care ne-am adunat aici număr de mari și prestigioși artiști și bunăvoința dumneavoastră de a fi în această seară cu noi să fie spre binele celui care e motivat oarecum să trăiască și să aibă viață frumoasă, lungă, alături de noi, viață normală. Vreau să vă spun, niciun efort nu e mare atunci când pentru semenul tău faci un bine și poți să-l faci. Și nu numai că îl faci, trebuie să vrem. Pentru că numai așa viața noastră sufletească, morală, sufletul nostru de buni români, de oameni adevărați, de oameni care perpetuăm noțiunea de iubire, întotdeauna este singurul element care ne poate lega respectul și iubirea. De aceea vă spun că de fiecare dată atunci când voi fi invitat să fiu în asemenea ocazii sau în altele aici la vecinul meu și dragul meu Deșpul, în care trec de 55 de ani spre casa mea din Groș și Băi Mare și Clujul care m-a adoptat, totdeauna fac o mică haltă, pentru că am atâția prieteni buni și chiar în perioada studenției aici la Deș mi-am petrecut parte din tinerețea mea alături de prieteni dragi și mai amintesc un moment formidabil. Plecând cu trenul, am rămas odată în gară, coborând să-mi cumpăr cârnășori de la o bodegă. Și trenul s-a rupt în două, unul merea spre Ciceu, altul spre Baia Mare. Și eu am spus, domn, nu mă urc în ăsta, că ăsta mea în Ciceu, era chiar invers, ăla care merea spre Baia Mare. Și a rămas fără paltonaș, că era vacanța de iarnă, a rămas în gară și pe un fric, cum mai ajung eu la Baia Mare, cum mai ajung eu la Groș? M-a adaptat câțiva prieteni și a spus, până vine celălalt, stăm aici, ne încălzim, bem un pahar de vin, ne bucurăm de un pic de căldură și va veni altă. Niciodată să ne alegi după o fată care nu te așteaptă și în pontul care pleacă. Vă iubesc! Atâtea generații din viața mea, dați-mi voie o slăbiciune pe care o am, să închinăm celei care a fost trup și suflet pentru cântecul românesc și pe care am iubit-o cu toții și prematur a dispărut din viața noastră, Mărioara Morănescu, să-i închinăm un cântec, o piesă în memoria ei. V-am chemat mai repede la scenă. Ce mi-a făcut doamna Sava? A zis, cum ai putut să mă lași pe mine după maestrul Dumitru Fărcaș? Atât de mult sunteți respectat și de colegii dumneavoastră de breaslă, dar și de noi de public. Vă rog să mă iertați că v-am chemat mai repede la scenă. Mă iertați?
Mulțumesc din toată inima. Nu e un artist nu contează când intră, contează cum iasă. Mulțumim, Dumitru Vărgaș, și cred că nu am greșit când am spus că oferă întotdeauna un regal pentru sufletele noastre. A fost, într-adevăr, un regal dăruit cu generozitate din sufletul nobil al maestrului Dumitru Vărgaș. Vă doresc un Paște fericit și vă mulțumesc din toată inima pentru căldura cu care a fost primit în numele colegilor și artiștilor noștri. Cu mult drag, o primăvară frumoasă! Mulțumim, maestru! Bună seara! Din tot sufletul vă spun bună seara, dragi spectatori, dragii mei prieteni de geni. După cum ați observat, eu am venit, am vrut să strâng mâna unui om de mare omenie, pe care dumneavoastră trebuie să-l răsplătiți așa cum ați răsplătit fiecare artist care a evoluat în fața dumneavoastră, pe domnul Adrian Bancoș, pentru că fără dumnealui, fără eforturile, telefoanele, drumurile, eforturile pe care le-a făcut, nu ne-am fi întâlnit aici, în această seară. Mulțumesc din suflet, domnule Adrian. Dumnezeu să vă țină sănătos, să mai realizați astfel de momente și cu alte ocazii. Să dea Dumnezeu sănătate tuturor. Dragii mei, am venit cu toată dragostea mea la acest spectacol. Și pentru că numai la final o să mai zic două vorbe, mi-aș dori, dragii mei, ca ceea ce am făcut noi în această seară, dumneavoastră, fiecare dintre dumneavoastră, efortul pe care l-ați făcut, bănesc sau din alte puncte de vedere, pentru acest tânăr cu o cruce atât de grea, o cruce care nu avem niciuna. Și îi mulțumim Bunului Dumnezeu. Dar în același timp îl rugăm pe Bunul Dumnezeu să o ajute pe mama lui Florin, pentru că este compatibilă cu feciorul, să-i dea a doua oară viață. Doamne Iisuse, ajută-i, Doamne, pe amândoi. Și dacă Bunul Dumnezeu ne aude această rugăciune a noastră, a tuturor, îl rugăm ca de Florii acum duminică, înainte de învierea Bunului Iisus, toți care suntem aici și cei care sunt acasă, unde ne vom găsi? Aduceți-vă aminte de ruga mea în fața dumneavoastră. Să înălțăm o rugăciune. Un Tatăl nostru, acolo unde vom fi, pentru Florin și mama lui. În Duminica Florinilor. Dumnezeu ne va asculta și să știți că la anul viitor Bunul Dumnezeu ne va ajuta și Florin va fi sănătos. Va fi în familia lui. Și noi vom fi mulțumiți că așa cum ne-a ajutat Bunul Dumnezeu, am contribuit un pic să ajungă și el să se bucure de viață. Doamne ajută! Dragii mei, fac o paranteză importantă acum. Mă bucur că pot să salut în mijlocul
cortejenilor și de această dată personalitatea marcantă a domnului primar. Mă bucur, domnule primar, că sunteți și în această seară alături de oameni, și la bine, și la greu. Și acum, îngăduiți-mi să zic și eu câteva cântece. Bravo! Thank you.
mulți! Bună seara și bine v-am găsit! Mă simt onorat să fiu în această seară aici, am venit cu cea mai mare plăcere. Vă mulțumesc că și dumneavoastră ați venit să-i dăm un ajutor lui Florin, să-i dea Dumnezeu sănătate. Eu am venit să vă cânt cele mai frumoase piese și mă bucur să fiu în această seară alături de dumneavoastră. Merge, maestre! Picior mă leagă, parcă ar fi o cumpănă, vai lume. Căpălinca ai tare foc și cu mândră vreau să joc, dar eu nu mai pot deloc, vai lume. Mândră nu fi mânioasă, mândră dragă, că picioarele mă lasă, mândră dragă mea. Că te mai pe voiagă, mândră dragă, nu mă dau pe o lume întreagă, mândră dragă mea. I-am umblat la novele. Îmi arde de surătoare, sunt șomer de patru ani. N-am un leu în buzunare și gagica mea vrea bani. Nu-mi pasă, nu-mi pasă, că n-am bani și n-am nici casă. Doamne, că-am fost cinerel copil, mă. Doamne, și-acum mi s-o bătrân, mă. Tu meriți, mândruțo dragă, florile din lumea întreagă, să ți le aduc în dar dacă aș putea. Mi-e de ajuns numai o floare și o mică sărutare și să-mi spună te iubesc, gurița ta. Bună! Și să ne spui și două vorbe vis-a-vis de evenimentul de astăzi. Tu nu ești clujan. Nu? De unde vii în această seară? În această seară am venit de la Cluj. De la Cluj? De la Cluj, da. Multă lume nu știe, mama mea e de la Pahida, tata de la Sărmaș Mureș, noi ne-am mutat la Orăștie, dar văd că pe mine m-au tras rădăcinile înapoi și de vreo 5 ani de zile locuiesc la Cluj. Mă simt bine aici și aici vreau să rămân cât o-i trăi. Cum ai răspuns evenimentului caritabil pentru Florin Benea? Cu multă emoție, tot timpul nu m-am uitat niciodată când a fost vorba de un eveniment caritabil, nu m-am uitat niciodată în agenda, eu am spus da, mie mi-a venit din inerție să spun da. Și mă bucur că am putut să fiu în această seară aici la Dej și ori de câte ori
românii noștri vor avea nevoie de un astfel de spectacol, eu voi spune da cu cea mai mare plăcere. Domnule Bancoș, evenimentul caritabil, iată, a ajuns la final. Cum a simțit oamenii, cum vedeți rezultatul acestei munci a dumneavoastră din ultima perioadă pentru organizarea unui astfel de eveniment? Rezultatul a fost unul foarte bun, pentru că am adunat foarte mulți bani de la sponsori. Am avut și în jur de 300 de persoane la sală. Și, după cum ați văzut, spectacolul a fost o reușită. Artiștii au fost foarte încântați și bucuroși că totul s-a terminat cu bine. Și restul ce să vă mai spun. Să sperăm că, în mod normal, nu ar mai trebui să avem astfel de cazuri, dar cu tot dragul, dacă mai apelează cineva în continuare, voi fi alături de ei și o să te implici. O să mă implic mai departe, sigur.